Bine v-am găsit la o nouă ediție Real IT. Sunt Cristi Dorombach. Alphabet, compania părinte a Google, care adună sub o singură umbrelă toate produsele Google, a prezentat cifrele de venituri din ultimul trimestru al anului trecut. Surpriza vine în faptul că au fost primele încalsări defalcate pe produse, iar astfel am putut afla că din YouTube, anul trecut, peste 15 miliarde de dolari au fost încasări din publicitatea vândută acolo. Iar cifra aceasta este într-o creștere impresionantă cu peste 35% față de 2018. Google Cloud a fost un alt serviciu care a adus mari încasări pentru Alphabet. Și dacă ne uităm puțin și la cifrele de profit, în ultimul trimestru al lui 2019, Google a făcut 10 miliarde de dolari profit net, în timp ce veniturile au ajuns la 46 de miliarde de dolari pe semestru. Am spus acestea pentru că sunt niște cifre foarte mari și dacă ne gândim unde se duc banii din publicitate, păi iată-i, în principal la Google și la Facebook. Și vorbim puțin și despre securitatea datelor personale, unde aflăm că pe Twitter a fost o breșă de securitate prin care anumiți atacatori ar fi putut lega numerele de telefon cu utilizatorii din rețeaua socială. Practic, cei de la Twitter au descoperit adrese IP din Iran, unde este de fapt blocată rețeaua socială, că verificau dacă un număr de telefon are un anume cont de Twitter. De asta cred cei de la Twitter că această acțiune este organizată de vreun stat. Spun că au oprit-o și îi spun că le pare rău. În schimb, YouTube schimbă și ei regulile și se pregătesc de alegerile din Statele Unite și vor șterge orice conținut electoral fals de pe platformă. Vor bloca clipurile scoase din context, colajele și montajele video mincinoase, procedurile deepfake. YouTube va bloca și canalele care sunt greșit anunțate, de exemplu dacă spun că sunt din Statele Unite, iar conținutul se urcă din altă parte, și pe cei care vor să crească artificial sau automat numărul de vizualizări sau de like-uri. Iar aceste modificări nu se vor aplica doar de alegeri, ci și pentru toată lumea. Iar acest artist din Berlin, Simon Weckert, pe numele său, a creat ambuteiaje pe străzile din oraș doar plimbând acest cărucior. În cărucior a pus 99 de telefoane pe care era instalată și pornită aplicația Google Maps, iar străzile au început să se coloreze în roșu în aplicație în funcție de unde se deplasa artistul. Pentru că a mers încet, aplicația Google Maps a crezut că este o congestie de trafic, pentru simplul motiv că există 99 de telefoane în același timp, într-un singur loc, în mijlocul străzii. Cei de la Google au recunoscut și de fapt au spus de mai multe ori că datele de trafic sunt o estimare a datelor de pe telefoanele mobile dintr-o anumită zonă, telefoane care comunică în permanență cu serverele Google, chiar dacă au internet sau nu. Clipul artistului de pe YouTube s-a viralizat imediat și a depășit 1,5 milioane de vizualizări. Cam atât pentru astăzi. Mai multe știri din tehnologie găsiți în fiecare zi pe publica.md, iar noi ne revedem curând.